Aoleu, ce să fac și eu, iază și mie. Dar nu sunt plictisit până peste cap, ce căcat să fac. Că nu mai pot să încarc videoclipuri pe YouTube de plictiseală, nu mai pot să fac nimic. Ah. Dar ce e asta? Oameni buni, a venit momentul să văd ce este experimentul ăsta. Experimentul ăsta, nu știu cum. Da, bun. Habar n-am ce să fac, așa că, da. Cum eu sunt foarte plictisit, hai să vedem ce face acest experiment, că doar na. Sunt copil cu multe curiozități. No, let it go. Hai să văd ce tot faci tu. Stai, ce mi s-a întâmplat? Oh, și de unde am ochelarii ăștia? Nu știu, frate, dar orice mi s-a întâmplat și teneșii ăștia grozav de unde eu i avea eu, nu știu, dar cred că e datorită chestiei astea. Bun. Ce, mă, ce? Vrei și tu? Ei, nu-ți dau, e doar al meu. Bă, sincer să fiu, arată bestial cu ochelarii ăștia. Arată bestial. Lipton. Gustul magiei renumite. Experimentul magic și delicios cu multe arome. No. Dacă ar fi să vă recomand ce reclamă, adică ce recipient din acesta magic să luați, v-aș recomanda cel mai mult acest fructe de pădure, pentru că este absolut magic. Da. Lipton. Meriți să fii surprins de gustul foarte bun al acestui suc. Și meriți eu să fiu surprins de gustul frumos și grozav de al acestui suc. Și nu, cățelușule, nu. Nu împart cu tine acest suc. Magia asta a lui e doar pentru mine. Dacă vreți să vă simțiți ca niște șmecheri, și știu că și voi sunteți șmecheri, și vreți să beți ceva răcoritor, vă recomand Lipton. Da. Acum vă rog frumos să mă scuzați, eu, sincer să fiu, mi-am cam terminat treaba aici, ok? Bine, haide, pa, vă las, ciao, ciao. What the, ce, unde sunt, ce s-a întâmplat? Wow, dar așa experiment magic minunat și atât de gustos, cred că voi mai bea o gură. Ah.